O țară tare mică, dar e putră de bogată în talente, atât mici cât și mari, tinere și tot așa, care, apropo, se promovează peste hotare, dar vin aici acasă și ne povestesc despre asta și mândria noastră bate inima mai tare pentru ele. Data trecută, când au fost aici, strângeau talentele ca să meargă la Sanremo. De data asta s-au întors și sunt aici cu, deci, mult mai mult, cred eu, câștigătoare decât se așteptau și noi l-am invitat. Tatiana Bordoian, organizator Sanremo Music Awards, Petronela Donciucea, care deține trofeul la vârsta ei, la categoria de vârstă, dar o avem și pe Arina Pascal, top model, care a câștigat Miss Sanremo. Bună seara! Bună și bine ați venit! Mă bucur să ne revedem din nou! Haideți să trecem să ne așezăm. Cred că nu v-ați așteptat atunci când ați venit aici și strângeați talente, să vă întoarceți cu trei, pentru că de fapt lipsește Olga Verbițchi. V-ați întors cu trei trofei acasă. Exact. V-ați gândit că o să fie atât de bine? Deci, cum ai spus, în Moldova este mică, dar plină de copii, de tineri talentați. Asta a și fost miza noastră din start, când am propus să aducem acest proiect în Republica Moldova. Așteptările au fost cumva peste măsură, să zic eu, deoarece când am ajuns în Italia, ele fiind încă la o vârstă destul de fragedă, acolo fiind foarte mulți participanți în finală. Deci a fost o concurență acerbă, s-a simțit. Exact, s-a simțit, s-au simțit emoțiile noastre, noi am fost alături de ele. Pe tot parcursul concertului, de fapt, au fost chiar trei zile de concurs acolo. Au fost semifinalele, unde fetele doar au fost ca invitate, deoarece ele erau deja finaliste. În finală a mers și s-a întins pe două zile. De asta și zic că trofeele lor abia urmează să vină prin curier. Important că moral, ele știu că sunt câștigătoare. Exact. Ce contează că vine sau nu? Dar publicul, cei care erau în prezență în sală, au avut o reacție deosebită când au început ele să cânte. Undeva poți se gândeau fetele din Moldova. Ei, fetele din Moldova, noi suntem de aici, din Italia, suntem mai bravo la noi acasă. Da, da, da. Cumva ca la fotbal, știi, acasă și... Da, da, da. Avem încredere. Exact, dar tot ei, chiar participanții, au rămas cu gura căscat, cu ochii căscați, au început să aplaude și să strige bravo. Adică s-a văzut cum a fost primite din start, până la sfârșitul, chiar de la începutul piesei. Ele așa micuțe, cumva, nu vorbim în italiană. Siloase, nu știu cum, dar de aici niște talente. Olga Verbițchi a ieșit așa micuță și spune, eu nu înțeleg italiană, eu nu vorbesc italiană, dar eu înțeleg ceva. A spus câteva cuvinte în italiană și, nu știu, au strânit niște emoții pozitive, niște valori și asta este foarte plăcut. Adică când ești anunțat că, da, undeva ai încredere în propriile puteri, în propriile capacități, talent, dar totuși când ești anunțat că acolo nu au fost câțiva, este vorba totuși de o țară unde erau finaliști din diferite țări, erau foarte mulți. Ne-am așteptat la rezultate bune, dar noi am luat maximum ce se putea de luat. Este un festival cu o tradiție, cu ecou, așa să zic, și poate nu iau premii bănești, dar cu ce pleacă de acolo? Li se deschid ușii? Exact. Noi nici nu am ajuns bine acasă și am fost telefonată de către organizatorii de acolo, că multă lume din sală, lume din domeniul artei, pe care încă nu-i cunosc, dar urmează să-i cunoaștem, chiar s-au interesat de fete, adică de prestația lor le-a plăcut și deja știu că cumva sunt interesați de proiecte noi, unde, da, cu care ar vrea să colaboreze, deci cu fetele. Și asta, iarăși, asta de fapt și este scopul, în afară de promovarea pe care o vor avea ca finaliste ale acestui proiect, acestui festival. Deci vor avea și un disc acolo în Italia, cu vânzări în toată lumea, și turnee cu artiști de talie internațională, dar pe lângă asta și alți oameni din afara proiectului s-au interesat de ele. Deci, de fapt, scopul unui concurs, asta și este promovarea unui artist. Da, exact. Da. Fetelor, în primul rând, felicitări vouă, sunteți așa tinerele, dar bravo! Vreau să vă întreb cum vi s-a părut, ce v-a impresionat cel mai mult, Petronela? În primul rând, faptul că am fost cu avionul în Italia. Aha. Și este pentru prima oară și am avut foarte mari emoții pe tot parcursul călătoriei. Mi-a plăcut mult concursul și însăși călătoria. Aha. Și au fost foarte mulți participanți. Eu, sincer, chiar aveam emoții. Aveai
Eu am frica asta înainte să ies pe scenă, m-a făcut tremuliciul, însă când ajung deja pe scenă mă simt foarte bine, mă simt în apele mele. Și am evoluat bine și după aceea lumea s-a apropiat de noi, adică ne-am simțit așa, în forță. Mi-a plăcut foarte mult faptul că ne susțineau și participanții care, cu care avem relații de concurență mai mult și ne-a felicitat, așa că au fost foarte multe emoții pozitive. Fain, văd că ești așa plină și ochii îți lucesc tocmai. Și pentru tine, Arina, pentru că se deosebește, Petronela a cântat, tu a trebuit să arăți cât de bine arăți, nu? Sau cum? Da, a fost o experiență deosebită, am văzut lucruri foarte frumoase, atât două țări care le-am vizitat, care mereu visam la ele să le văd, să le vizitez, dar ce ține de concurs, am fost uimită și cred că este o experiență foarte bună pentru viitor. Da, sunt uimită totuși să știu că ai luat top model. Care au fost probele la care ai fost supusă? Au fost doar defilări. Au fost defilare aici la preselecție în Moldova și acolo de asemenea au fost defilări. Da, mă gândeam și eu, chiar italiencele s-au gândit că o să câștige moldovencele. Hai mă, că știe toată lumea că suntem cele mai frumoase. Se uitau cumva, când au văzut-o, de fapt am și observat privirea lor un pic. Tu cine ești, fata? Tu cu ce cauți aici? Dar eu i-am zis, tu nu le atragi atenția, tu mergi înainte, vezi treaba ta, vezi până de cal și nu te împiedici. Da, asta e important, mai ales la top model, pentru că acolo se uită, se atrage atenția la totul. Da, e bine că Petronela a zis că o apucă tremurici înainte de asta și pe scenă, că e mai bine decât să fie invers, nu? Da. E mult mai... Eu deja m-am obișnuit cu toate Dar concursurile. Știm că și Nelly Ciobanova a fost alături în acest concurs. A venit cu sfatul la voi. Ce v-a spus înainte? Nelly ne-a susținut. Pe când noi deja ne îndreptam spre Italia, ea ne transmitea mereu mesaje și de felicitare și de susținere. Asta a fost foarte frumos și plăcut din partea ei și am avut parte și de o surpriză când am fost la aeroport. Da, ne-a întâlnit, adică a venit și ne-a întâlnit, adică nu știam nimeni că o să fie acolo și a fost o surpriză nemaipomenită. Fain! A venit cu ce? Cu colac, cu sare? Să vă zică welcome înapoi și bravo! Ea a avut emoții la fel ca și noi, deși nu a putut fi alături de noi, pentru care acum un turneu peste ocean și s-a pregătit înainte de asta, dar iarăși a fost mereu prezentă și pentru asta mulțumim foarte mult. Este important când simți susținerea cuiva care se pricepe și bine la muzică. Ne dădea mereu mulțime de întrebări, dar iarăși, fetele, eu îmi organizez această călătorie mică, dar intensă. La Max. Fetele spun că am vizitat trei țări, deoarece Monte Carlo este un stat-oraș pe care l-am vizitat și am avut o locație așa, pentru că în San Remo este săptămâna muzicii și este improbabil să găsești un hotel. Am mers la un hotel în Franța, la Cotarul, adică primul, al doilea orășel din Franța, despre Italia. Și eram poziționat geografic între Monte Carlo și San Remo. Și adică am avut timp să călătorim. Eu am prins niște videouri de ale voastre pe internet și chiar cu invidie albă mă uitam. Era un vis ceea ce vă înconjura pe voi acolo. Eu îmi dădeam seama că vor avea emoții foarte mari seara, tensiune. Zic, hai în timpul zilei să scoatem tensiunea, să fim ca într-un vis. Și, de fapt, planul meu a ajutat. Dar, Tatiana, totuși ți-a luat o responsabilitate mare, pentru că ca să iei talente tinere de aici, să mergi într-o țară străină, să te reprezinți acolo, nu... Deci... Da, a fost o... Eu, de fapt, sunt omul care îmi place să încerc, să creez proiecte noi. Poate după asta și le abandonez ușor, dar îmi place să încerc ceva ce nu a mai încercat nimeni. Da, este greu, este vorba de minori, totuși au mers împreună cu părinții lor, dar oricum este o responsabilitate mare. Eu nu știam ce ne așteaptă în Italia, deși eram în contact permanent cu organizatorii de acolo, aveam încredere în ei. Am vrut să vedem până la urmă, am făcut ca să fie totul bine, să fie totul perfect și am grijă și în continuare de ca promovarea fetelor să fie la nivel acolo, ca totul să fie... Da, este... În primul rând, scepticismul oamenilor, cine mai ești și tu, ce mai este și asta. Foarte mulți încurcau cumva San Remo Național, care așa se numește Festivalul Cântecului Italian, Festivalul Național, și este pentru italieni și nici de cum pentru altcineva. Dar în această săptămână în San Remo au loc foarte multe evenimente culturale artistice. Noi am fost prezenți acolo și cine este...
italian înțelege cât de important este. Nu fiecare poate ajunge în această săptămână acolo. Acolo este concentrată toată mass media, toată atenția. Și nu doar în această săptămână, dar încă o lună după se vorbește, se fac emisiuni, se discută cine, cum, ce. Deci este o pistă de promovare. Și eu asta am vrut pentru că îmi dau seama, pornind de la premiza că țara noastră este foarte mică, talentele sunt mari, sunt prea mari poate pentru o țară mică. Da. Și zic, lumea totuși e mare, dar trebuie să ieși, să faci un prim pas, să ajungi undeva ca să fii văzut, să fii admirat, pentru că la noi acasă noi toți suntem bravo. Da, dar hai să exportăm talent. Da, deși sună dur, dar da, asta e. Petronela, cum ți-ai selectat apropo piesa? Care au condițiile, criteriile, după voce, să fie cel mai bine? Așa, eu m-am străduit, de data asta am fost la un concurs și am decis să risc și am ales o piesă mult mai ritmată, dacă pot spune așa. Eu de obicei iau piese mai lente pentru că ele mă reprezintă mai mult și sună vocea poate mai bine. Însă de data asta m-am decis că o să merg cu o piesă mai mult rock and roll. Așa. În prima etapă am cântat piesa Stone Cold și pe care o să o cânt și astăzi. Și când am fost în Italia am cântat piesa Mama Knows Best. Și mi-am ales de asemenea, m-am străduit să aleg totodată și o ținută potrivită și cred că ne-am evidențiat cumva, am reușit cumva să captăm atenția juriului pentru că într-adevăr piesele, nu știu, eu steam pe scenă, mie îmi plăcea atât de mult și m-a făcut să mă simt bine, îmi place foarte mult să experimentez, așa că nu cred că a fost greu să o cânt, mai mult decât să decid cu ce piesă să merg. Am înțeles. Ei, dacă gândești tu de pe acum așa, mă tem să zic că viitorul tău va fi tare, tare colorat. Dar, Arina, ai de gând să mergi pe modeling mai departe? Încă nu știu, adică văd că am succes între asta, am început de anul acesta. Nu știu, până când văd că am succese și cred că o să încerc mai departe, să merg de asemenea la mai multe concursuri și să văd în alte etape, să văd în alte domenii. E bine că aveți curaj și că drumul lung în viață aveți vita mai. Între timp, Arina va avea acolo o ședință foto pentru prima pagina unei reviste. Pentru... Gata, ești popular. Pe tabloid. Te pură, să vezi cum te pură. Pentru un brand italian va avea iarăși va fi imaginea. Va avea o ședință foto. Deci primii pași în lumea modei îi face. Eu consider că important este să faci pași mici, dar sigur. Dar sigur, da. Și să aibă noroc de oameni ca voi care nu se tem să experimenteze într-adevăr și să riște, să se aducă în astfel de concursuri. Eu vă mulțumesc tare mult, vă urez mai succese și de acum încolo. Petronela, scena ți aparține, încântă-ne, te rog. Și vă mai așteptăm și cu alte, nu știu, trofei, concursuri, idei noi, să veniți pe la noi. Mersi tare mult. Hai să ascultăm pe Petronela. Cold, stone, cold. You see me standing, but I'm dying on the floor. Stone, cold, stone, cold. Maybe if I don't cry, I won't feel anymore. Stone, cold, maybe. God knows I try to feel. Even if I can understand.
și eu sunt fericită pentru țara asta plină, plină, plină de talente.